Primarul Popescu Piedone a fost ridicat de procurorii DNA chiar în momentul în care voia să plece din țară. Colega mea, Carmen Gheorghe, a urmărit subiectul și are mai multe detalii. Carmen, bună ziua! Unde l-au găsit procurorii pe Piedone? Bun găsit, Livia. Primarul sectorului 5 a fost ridicat astăzi de pe aeroportul Otopeni și a fost adus aici la sediul DNA pe baza unui mandat de aducere. Piedone voia să plece alături de familia sa în Germania cu doar 4 zile înainte ca instanța să ia o decizie în dosarul colectiv. În acest dosar, edilul este condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu legat de acuzațiile de funcționare a clubului colectiv. Pe data de 3 mai, Curtea de Apel ar trebui să se pronunțe după mai multe amânări în dosarul colectiv. Decizia ar trebui să vină după 5 ani de procese, timp în care instanța nu a luat nicio decizie. Acum însă se pare că procurorii l-au ridicat pe Piedone în baza altui dosar care a fost recent deschis pe numele lui și care se pare că se referă la suspiciuni de corupție. Momentan însă ancheta este la început. Mai devreme aici la sediul DNA a venit și avocatul lui Piedone, care spune că edilul nu a avut intenții rele și că nu a fost pe numele lui nicio citație, nu știa că trebuie să vină aici la audiență. Însă, cu mai multe detalii despre acest subiect, revin la Focus 18.